Lanțul de aprovizionare alimentară în Statele Unite este amenințat de hacker, ne anunță FBI. O informație interesantă, trăim vremuri în care toate schimbările care par minore ar trebui urmărite îndeaproape, mai ales cele care vizează securitatea alimentară. Haideți să vedem cum sunt cotate cerealele la această oră și ce previziuni se pot face în funcție de burse și nu numai. Salutări tuturor și bine ne regăsim! Să intrăm direct în subiect și să vorbim pe rând despre fiecare dintre categoriile de mărfuri pe care le avem la dispoziție spre comercializare în România. La grâu, după o tentativă de liniștire a pieței în urma raportului generat de Departamentul de Stat pentru Agricultură al Statelor Unite și eliberat în data de 9 noiembrie 2021, grâul a stat calm o zi, două, după care s-a întâmplat un lucru pe care poate nu l-aștepta. Ministrul Agriculturii din Rusia a ieșit cu o declarație și a spus că în cazul în care prețul grâului crește prea mult, vor institui o cotă de export și vor institui de asemenea o modificare a taxei de export asupra grâului. Ce s-a întâmplat în orele următoare? Nimic altceva decât un raliu al grâului pe burse, astfel încât în momentul în care vorbim acum, grâul este iarăși aproape de 300 de euro pe tonă, în jurul valorii de 298 de euro pe tonă. La nivel global, situația se prezintă identic, cu Franța și Germania suferind o respingere negativă în ceea ce privește producția de grâu și încă o dată România este upgradată la recolta de grâu conform Departamentul de Stat pentru Agricultura a Statelor Unite. Deci, cu alte cuvinte, astăzi avem o cotație a grâului în Portul Constanța de 277-279 de euro pe tonă. Ne oprim un pic asupra orzului, care capătă tracțiune deasupra nivelului la care a fost săptămâna trecută din cauza grâului, care îl trage după el, efectiv. Și notăm astăzi un 242 de euro în Portul Constanța, cu mențiunea că, la fel, la nivel global, există o balanță negativă a orzului, deci e ca 4 milioane de tone, și o cerere mărită de import de către Turcia, în primul rând. Porumbul, în urma raportului USDA, a cunoscut o degradare în preț, cum era de așteptat, firește. Recolta americană este mult mai bogată, față de cât a fost estimată în mod oficial. A ajuns deja cu 1 milion de tone în plus, la nivelul de 382,6 milioane, însă problema americanilor în acest moment este vânzarea către China, care merge foarte greu și foarte încet. Astfel că bazinul Mării Negre își manifestă în continuare superioritatea prin logistica pe care o are. Diferența între cele două origini, între cea americană și cea din bazinul Mării Negre, este în continuare setată undeva la nivelul de 20 de dolari pe tonă, avantaj pentru bazinul Mării Negre, iar porumbul în Portul Constanța încă se poate vinde cu 240 de euro pe tonă. După data de 20-21 noiembrie, va urma o degradare așteptată de toată lumea de circa 5-6 euro pe tonă. Câțiva cumpărători deja au postat-o mult mai jos, dar e logic pentru simplu motiv că este foarte mult porumb peste tot. În continuare, România iarăși apare ca o stea, să zicem, pe firmamentul european. A fost crescută și revizuită în producție, de asemenea, la porumb în urma ultimului raport al USDA. Mergem mai departe și ne aplicăm asupra semințelor de floarea sorului, care am remarcat cu toții a avut parte de o degradare în preț în cele 10 zile care s-au scurs. Și nivelul de cumpărare era setat undeva la 630-640 de dolari pe tonă, însă din nou a apărut, ca să-l numim, acest colac de salvare numit Rusia, care au ieșit și au spus că modifică indexul de preț al uleiului de floarea soarelui și implicit taxa de export. Taxa de export se va modifica de la 1 decembrie în Rusia de la 194 de dolari până la nivelul de 276 de dolari pe tonă pentru exportul uleiului brut. Implicit, țările din bazinul Mării Negre vor ridica și le prețul uleiului, căci e logic de ce ar vinde Ucraina mai ieftin dacă Rusia vinde practic mai scump. Astfel încât vedem deja în orele care s-au scurs de atunci și până acum, cotațiile pe Portul Constanța acum au revenit și au început să crească. Cumpărătorii deja plătesc un nivel de 650-660 de dolari pe tonă, însă fermierii așteaptă cu siguranță din nou să găsească nivelul de 700 de dolari pe tonă, ceea ce crede că se va întâmpla în perioada decembrie și ianuarie. La rapiță vorbim deja de, ne uităm deja către sezonul nou, pentru că stocurile de rapiță care mai sunt se vând extraordinar de scump. Cotația de astăzi, să știți că a ajuns în jurul nivelului de 710 euro pe tonă pentru marfa încărcată în vapoare, în
zona Constanța, Varna și Burgas. Loturile care mai sunt se prețuiesc foarte scump, iar diferența față de noua recoltă este extrem de mare. Noi îl numim inversul de recoltă și ajunge în acest moment la un nivel de 115-120 de euro pe tonă. Sfatul nostru este ca toată lumea să stea liniștită, pentru simplu motiv că trebuie să vedem ce iese din pământ, trebuie să vedem ce se întâmplă peste iarnă cu rapița, astfel încât să ne putem evalua corect șansele în sezonul care urmează. Vă mulțumesc mult de tot și pentru astăzi și vă urez o duminică plăcută în continuare.